Prezentă pe piața din România de peste 15 ani, compania Big Dutchman a proiectat și construit sisteme de furaje și echipamente de gestionare a producției pentru fermele de porci și păsări de curte încă din 1938, oferind soluții practice, economice și prietenoase cu mediul, toate adaptate la nevoile fermierilor. Firma Big Dutchman este o firmă germană cu activitate de peste 15 de ani în România. În activitatea ei, principalul sector este echipamentele de fermă pentru pasăre și porc și totodată mai avem echipamente pentru partea de recogenerare a energiei, biogaz, creșterea peștilor. În România, noi ne-am structurat mai mult pe această activitate de fermă pentru echipamentele de pasăre și porc. Echipamentele de pasăre și porc constau în echipamente complete, începând de la sistemele de dejecție, evacuare-dejecții, sisteme de boxare, sisteme de adăpare, climatizare și controlul climatizării prin computer, cât și sisteme de răcire. Toate aceste echipamente sunt echipamente de înaltă productivitate, echipamente de înaltă calitate, deoarece investițiile în fermele de porci nu sunt niște investiții ieftine. E și normal că aceste investiții, odată făcute, să poată să asigure celor care le-au făcut o durată lungă de exploatare, atât ca să poate să-și amortizeze investiția, cât și să câștige. Nimeni nu face o investiție care nu este chiar ieftină, numai de dragul de a o face, ci o face pentru a produce, din punct de vedere economic, rentabil pentru el și a câștiga bani în final. Oferta Big Dutchman a putut fi consultată cu ocazia târgului Indagra, desfășurat în luna octombrie la centrul expozițional Romexpo din București. Prezentăm la acest târg utilaje pentru creșterea păsărilor, în special de mare interes s-au dovedit utilajele pentru creșterea găinilor, conform normelor europene, care intră în vigoare și la noi începând din 2012, cu confortul găinii, respectiv 750 de centimetri pătrați pe cap de găină, și care înseamnă ori creștere în volieră, sistem deschis, care presupune ouă cu ștampila 2, sau creștere la sol, tradițional, care merge tot pe aceeași ștampilă 2. Bateriile normale, care sunt tot conform normelor europene și care merg în continuare la noi, deja sunt montate, sunt în funcțiune și merg, plus utilajele de sol, care înseamnă furajare, adăpare pentru puii de carne, curcan, da, sunt hrănitori, curca care începe să aibă destul de mulți adepți, adică se interesează lumea de creșterea curcii, și deocamdată la puiul de carne și la curcă încă nu sunt norme europene, dar numai la găină sunt și trebuie respectate. Din 2012 ne mai putem să se crească în sistemul vechi cu 550 de centimetri pe pasăre, când trebuie obligatoriu să treacă la 750. Utilajele pe care le facem tip volieră, așa se numește, se adaptează pe hala existentă, că e cu stâlp, că este fără, sau pe hale noi. Deja avem și hale noi construite, cu păsări de la 15 la 60-70 de mii de păsări pe găină pe hală.